are studii universitare la Conservatorul din Iași, a fost director adjunct artistic la Filarmonica Mihail Jora din Bacău, membra Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Ozana Kalmuski, Zarea, abordează muzică din multiple perspective. A înființat în 1999 două Capriccio, ansamblu de pian la patru mâini, deci mai are nevoie de încă două, atenție. Activitatea concertistică numără apreciate recitaluri cu ansambluri camerale, concerte susținute în țară și peste hotare. A publicat peste 10 volume, asta înseamnă că cel al 11 și al 12 sunt încă în scriere, puteți să o ajutați. Participă la simpozioane de muzicologie, lucrările fiind publicate în reviste și volume colective. Mai spune ceva extrem de important despre Ozana, îl prezintă într-un mod absolut, dar absolut extraordinar, pe Harry Tavitian, chiar și desculță. O puteți urmări oricând apare pe scenă. A avut emisiuni și apariții de muzică la Actualitatea Muzicală, Melos, Azi, Vitraliu, Cronica, Ateneu, Meridian 27, Plumb, Zile și Nopți. Realizează emisiuni la Radio Trinitas, Radio Alfa, Radio Iași, Radio România Cultural și Muzical. Dacă nu o cunoașteți cumva pe Ozana, atunci e vina dumneavoastră. Acum, să vă spunem câteva cuvinte despre colegul dânsei, de fapt, ea este colega acestui distins domn, care o să vedeți, folosește o vioară absolut aparte. Dacă o să rugăm la un moment dat, poate să ne spună câteva cuvinte despre ea. Ce vă pot spune este că domnul Domnul David mi-a luat foaia. Vă rog eu frumos, veniți să vă prezentați dumneavoastră și eu vă spun doar câteva lucruri. Este un minunat interpret de vioară. Este un om care a fost director al filarmonicilor străine. Face parte din grupuri de compozitori și de interpreți din străinătate. Așadar, vă prezentăm un domn care este un artist, nu vă luați după ce vârstă vă spun eu acum, despre își arată doar 45-50 de ani din ceea ce are. Este un performer cu o impozantă biografie muzicală, are 33 de ani. De concert. De concert maestru la Filarmonica Moldova, din Iași. Are 8 ani de Hofer Symphonical Studiotheater Trier din Germania. Are 2 ani la Festivalul de Operă din Macerata, din Italia. Numele său este legat de înființarea în anul 1977 unui ansamblu de mare succes la Camerata. Ca solist sau în formații camerale, cu orchestră, are turnee apreciate de public și cronicari în Spania, Bulgaria, Republica Moldova, Germania, Italia, Franța, China. Marcian David a condus orchestre din țară și străinătate, a fost o perioadă dirijor permanent la Botoșani, la Bidin, în Bulgaria, sau Orchestra Municipală Piura din Peru, și în 2017 a dirijat la Paris în cadrul întâlnirilor muzicale internaționale George Enescu, susținută de Institutul Cultural Român. Vă spun asta doar, așa cum voi spune mai târziu despre Paragianov, să știți că aveți bucuria de a asculta în această seară doi oameni marcanți care în orice fel de timp al zilei își rup ritmul și șticăie cu degetele ritmul vieții. Marcian David și Ozana Kalmuski Zarea.